În această duminică a avut loc celebrarea monumentului de la Guruslău, devenită o tradiție pentru locuitorii din județ. Evenimentul a debutat cu o ceremonie de deschidere în care s-a dat onorul militar prefectului ca reprezentant al guvernului în teritoriu. La ceremonialul militar și religios care a inclus și un scurt concert susținut de fanfara promenada din Zalău, au participat oficialități locale și județene. Tot în cadrul evenimentului, publicul prezent a avut parte de un program artistic deosebit, susținut de ansambluri folclorice din județ și soliști îndrăgiți de sălăjenii. În cadrul programului artistic au evoluat ansamblul folcloric Poenița a Cehu Silvaniei, ansamblul folcloric Meseșul al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaș cu secția maghiară, ansamblul Bocreta Crasna, ansamblul folcloric Someșul Jibou, Grigore Grigoruț și invitații Ionuț Dărjan, Iulian Tanța, Rodica Popseling, Cosmin Chichișan și Iliana Domuța Mastan, Flaviu Pop și Sălăjenii. La finalul programului, cei prezenți au avut ocazia să admire și un spectaculos foc de artificii. Organizat în fiecare an, evenimentul celebrează ultima victorie a lui Mihai Viteazul, aliat cu generalul Giorgio Gheorghe Basta, Imperiul Habsburgic, împotriva principiului Transilvaniei Sigismund Batori de la data de 3 august 1601. Monumentul de la Gurusleu a fost construit în anii 70 de Victor Gaga, cel mai important sculptor sălăjan, ca un tribut victoriei și realizărilor domnitorului român. Semnificația acestui eveniment pentru comunitate a fost evidentă și de Prefectul Marin Nițu, în discursul omagial ținut cu ocazia manifestărilor omagiale. Comemorăm nu o bătălie fie ea și o victorie, ci una din marile personalități politice, militare și diplomatice nu numai ale românilor, dar și ale Europei timpului său, Marele Domnitor Mihai Viteazul. Prin legile sale, unele încă neînțelese, istoria a făcut ca drumul Marelui Voievod să treacă prin județul Sălaș în timpul unor evenimente ce păreau a fi revirimentul domniei sale care s-au dovedit ulterior a fi sfârșitul unei vieți de excepție. Sărbările de la Gurusleu reprezintă pentru sălăjeni și nu numai un bun prilej de a-i cinsti cum se cuvine pe înaintașii noștri, pe eroii noștri, dar și un mod de a demonstra că știm să respectăm tradițiile și valorile locale și naționale. Să revenim mereu cu mândrie și recunoștință aici, pe dialul lui Mihai, pentru a cinsti cum se cuvine un eveniment important pentru istoria națională și istoria acestor locuri sălăjene, a declarat Marin Nițu, prefectul județului. Manifestările organizate la Guruslău de către Instituția Prefectului Județului Sălaș, Consiliul Județean Sălaș, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaș, Primăria și Consiliul Local al Comunei Hereclean și Fundația Mihai Viteazul urmăresc promovarea specificului și a identității naționale.